Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Gata, gata, faceți loc că vine Tudorela cu Codruța, dă-te prinsă, fată. A aflat cu treburi importante în Japonia, ministrul justiției a anunțat că se întoarce urgent în țară în contextul scandalului de la DNA. Hai, hai, tată, că plânge lumea pe aici. Nea Tudorele, plânge Codrin, plânge Viorica, plânge tot PSD-ul, că-i bate Chiove și da, s-a pus cu capacele pe ei. Tudorele, fă ceva, că nu se mai poate. Voi avea o discuție imediat ce voi ajunge la guvern și că o să-l chem cât mai repede pe ministrul justiției în România. Nu pot să știu care este, cu ce poate pleca. Mi se pare normal ca ministrul justiției să întoarcă. Cum, doamnă, să nu știți cu ce poate să plece din Japonia? Pe mătură, doamnă, da! Se urcă Nea Tudorel pe mătură și vine imediat, vine în România. Uite cum aterizează în curtea PSD-ului din Chiselev. Mă rog, nu chiar acum, doar știm cu toții că termenul urgent poate avea sensuri nebănuite când vine vorba de Tudorel Toader. Deci o să ajungă, asta e clar. O să ajungă el cândva, iar până atunci să vedem ce căuta dânsul în Japonia. Dacă este necesar, voi veni cât de repede se poate, dar personal cred că trebuie să rămân cel puțin la întrevederea cu ministrul justiției, întrevederea cu președintele Curții Supreme din Japonia, care nici n-are sens să subliniem, sunt întrevederi foarte, foarte importante. Wow, foarte bună asta! Nea Tudorele, Nea Tudorele, ce școală ai, bre! Cum te dai, matale, măi preocupatule! Cum bați șaua să priceapă colegii din PSD! Nici n-are sens să subliniem cât de importante sunt aceste întrevederi! Nu! Nu, Tudorele! Nu interesează pe nimeni din partid întâlnirile tale cu ministrul justiției din Japonia. Asta una. Și a doua, stai liniștit, n-o să te regrete niciun oficial japonez. În primul rând, pentru că s-au obișnuit să le dăm țepe. Și B, nu știi cum își pierdea unul răbdarea și spunea niște întrebări mai delicate. De pildă, cum poți să te dai dita mai somitatea în domeniul dreptului și să fii coleg la serviciu cu tot felul de penal și de corupți? Cum să le fii subordonat lui Dragnea și lui Tăriceanu? Cum să stai lângă un consilier de stat proaspăt condamnat la 8 ani? Ia zi, Nea Tudorele, ce te făceai dacă te luau cu de-astea? A? Măcar te-ai pregătit și dumneata vreun pic? Ai idee cum se zice altă întrebare în japoneză? N-ai?